Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Sunt Corina Bezer și în fiecare zi de duminică vă dau întâlnire la Vocea Basarabiei să facem împreună retrospectiva săptămânii. De la 1 aprilie, prestațiile de asigurări sociale, inclusiv pensiile și unele prestații sociale de stat, vor fi indexate cu 15% potrivit unui proiect de hotărâre de guvern. Astfel, cuantumul pensiei minime pentru limita de vârstă va constitui 2620 de lei. Pensia minimă pentru persoanele cu dizabilitate severă va fi de 1965 de lei, iar cei cu dizabilitate accentuată vor primi minimul de 1834 de lei. Autorii documentului susțin că indexarea se face reieșind din creșterea procentuală a veniturilor proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat în anul 2022 față de anul 2021. Mitropolia Basarabiei nu va schimba destinația clădirii Bibliotecii Naționale pe care statul vrea să i-o ofere. Mai mult, într-un comunicat de presă, Fețele Bisericești precizează că se angajează să suporte toate costurile pentru restaurarea monumentului istoric. Reacția vine după ce proiectul de lege înregistrat în Parlament de un grup de deputați PAS a stârnit mai multe reacții în spațiul public, iar Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a anunțat că inițiază o petiție în sprijinul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Potrivit comunicatului, Mitropolia mai afirmă că Biblioteca Națională va putea folosi în continuare spațiile aflate în prezent la dispoziția ei. Restul spațiilor vor fi utilizate pentru depozitarea fondului de carte al Mitropoliei Basarabiei, pe care instituția spune că le va transmite în gestiunea Bibliotecii Naționale pe bază de acord de parteneriat conform legii. În același comunicat, Mitropolia spune că inițiativa legislativă a deputaților PAS nu constituie acordarea cu titlul gratuit a unui bun al statului, ci restituirea unui bun bisericesc către proprietarul său anterior de dinaintea ocupației sovietice. Considerăm că odată adoptată această inițiativă legislativă euroconformă, care dă substanță concretă principiului constituțional al dreptății, va face posibil un act reparator de dreptate și va contribui la vindecarea rănilor trecutului sovietic, comunist și ateu, se arată în comunicat. Anterior, Asociația Bibliotecarilor din Republica Moldova a inițiat o petiție în sprijinul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova. Potrivit bibliotecarilor, în această clădire se află peste 33.000 de volume de carte veche și rară, audio-videoteca, colecția de arte și hărți. Aceasta nu are cum să reziste acestei lovituri. Blocul principal proiectat pentru 1 milion de volume geme sub greutatea celor peste 2.500.000 de volume și trebuie urgent de adus în corespundere cu parametrii planificați, se arată în textul petiției. Mitropolia Basarabiei din cadrul Bisericii Ortodoxe Române va primi înapoi gratuit clădirea fostului seminar teologic din Chișinău. Anunțul a fost făcut de către președintele Camerei Deputaților din România, Marcel Ciolacu, care a declarat că este o reparație istorică și morală față de nedreptatea făcută Mitropoliei Basarabiei, care a fost interzisă odată cu venirea sovieticilor la putere și căreia comuniștii i-au confiscat, naționalizat sau distrus toate proprietățile. Cazul Bibliotecii Naționale a stârnit un conflict de mentalități. O parte a societății susține că edificiul trebuie retrocedat Mitropoliei Basarabiei, dar există și multe voci care se revoltă. Colegul nostru, Vasile Botnaru, a discutat cu invitații emisiunii Puncte de Vedere, Puncte de Reper, cât de justificată e această inițiativă și care e rolul societății în acest caz. E o problemă care trebuia discutată cu publicul în limitele legii privind transparența decizională. Eu nu văd alte probleme, nu e vorba de organizarea plebiscitului, nu e vorba de probleme legate de confesiuni și așa mai departe. E o simplă problemă legată de transparența decizională, problema care este reglementată de legislația Republicii Moldova. Pentru mine nu e atât problema că a fost retrocedat un edificiu. Problema încă este nu. Cum... Încă bun, nu. Să spunem, da. Este intenția. Problema este că nu s-a discutat și nu s-a prezentat publicului această posibilă retrocedare. Se discute inclusiv de către societatea civilă și de către tot publicul în general și după aia se iei o discuție. Deci, mai mult, cred eu, este o problemă ce ține de comunicare. Vorbind despre argumentele celor care sunt pentru și celor care sunt împotriva retrocedării, Igor Boțan afirmă că e un act absolut legitim. Legislația este elaborată foarte, foarte bine în Republica Moldova, nu există probleme. Guvernul sau Parlamentul, că am văzut proiectul de lege publicat pe site-ul Parlamentului, a argumentat în nota informativă de ce procedează așa. Eu am strâns de umeri și am zis că am târziu,
cam târziu. Deci acest lucru trebuia să fie făcut mult mai devreme, pentru că iată avem peste 30 de ani de independență, avem legea care reglementează modalitatea în care bunurile care cândva au fost confiscate să fie retrocedate deci proprietarilor care au avut în posesie bunul respectiv până la venirea puterii sovietice. Și atunci eu zic târziu, dar mai bine mai târziu decât niciodată. Victor Gotișan apreciază activismul civic de care au dat dovadă moldovenii, totuși se întreabă expertul de ce aceștia nu s-au revoltat când în jurul bibliotecii au apărut mai multe localuri de distracții. Se vede că există activist civic, există niște lume care poate ridica niște probleme, poate pune niște întrebări și se poate lupra pentru anumite drepturi sau pentru anumite, da, exact drepturi. Pentru mine este foarte, sau cu semnul întrebării, situația în care activismul civic în Republica Moldova este mai mult de tip reactiv. Deci Biblioteca Națională, de exemplu, a stat până acum foarte bine, mersi. Avem berării diferite, locaruri pe la poalele. Piotr Pierbui. Da, nimeni nu s-a revoltat, nimănui nu-i părea rău de cărțile sau de cărțile rare care existau atunci, doar când a apărut problema retrocedării sau dăruirii acestui, mai degrabă spus, dăruirii, pentru că până la moment, pentru mine e foarte neclară situația. Este dar, este cadou sau este retrocedarea către Biserica Ortodoxă Română? Prețuri tot mai usturătoare la produsele alimentare. Deși piața este locul unde cumpărătorul poate să negocieze prețul la produs, oamenii spun că și-au golit buzunarele. Pentru că prețul de cumpărare a scăzut, oamenii renunță la anumite delicii și procură doar strictul necesar. Pentru că le este foarte greu în această perioadă, unii bătrâni au spus că economisesc fiecare bănuț, întrucât pensia pe care o au nu le ajunge. Astfel procură doar strictul necesar, iar de produse mai scumpe nici vorbă. Niște cărnițe, mă, de Paște, că de Paște scugească încă mai tare. Și n-avem cu pensia noastră, noi nu facem nimic. Și-am luat, mă gândesc mai ieftin și-am luat. Pensia noastră nu poți cumpăra nimic. Nu umpleți coșul cu ceea ce aveți nevoie. Ia că trebuie să mai iau de carnărie, crupe, sahărul, ia că trebuie să iau vă 4-5 kg la ceai, la cofe. Berdeat, râdiche, ceapă, pește, câte o leacă luăm și să faci, că trebuie. Iei jumătate de kil, nu iei un kilogram, ia că râdiche, 40, iau jumătate. Ce să faci? Carne, cumpărați? Carne am luat tot, jumătate, câte jumătate kil eu. Prețurile, da, prețurile s-au schimbat. Și bat la buzunar pentru moldoveni? Tare. Merge vorba că salariul a rămas aproape același, dar s-au schimbat. Cred că cumpăr tot, dar nu... Cantități mai mici. Sau cantitate mai mică, dar calitatea bună. Niște pește. Niște carne mă duc multă. Coșul îl veți împle cu de toate azi? Nu de toate. Prețurile s-au majorat la produsele alimentare? Da, și cu mult încă. La care au trebuit să majoreze, majorau, da, așa, la tăt o majorat. N-avem încotro, n-avem ce face. S-a scumpit, n-avem ce face. De Doamne să fie bine. Cumpărați mai puțin sau așa? Așa, ca la bătrâneț, ca... Depinde. Din cauza prețurilor tot mai mari la tarabe, nu mai sunt cozi, spun comercianții. Vânzările față de anul trecut, foarte tare au căzut. Ce mai permite acum un cetățean, un om să cumpere, iată, din legume, fructe? Ei, două, trei castraveți, două, trei roșii, mai mult, nu, că înainte luam un kil, două, de unde 100. Am un, nu, doi, trei, doi, nu, de jos, doi, trei. Foarte, foarte slab, au căzut vânzările foarte tare. Nu-și mai împle coșul cu legume și cu fructe. Nu. Dacă înainte să luăm mai multe, să luăm câte o edinică de mier, de biodră și ceva, una în plus, amoia nu se ia. Se ia fix cât îi trebuie la om. Nu prea mănâncă carne acum moldovenii. Nu prea mănâncă, nu-ți permit. Anii precedenți, aveați mai multe vânzări sau nu? Da, și mai multă lume era. Mai mulți cumpărători. Prețurile s-au majorat sau care ar fi cauza? Prețurile s-au majorat și lumea s-a dus peste hotare.
Potrivit Biroului Național de Statistică, prețurile medii de consum în luna februarie 2023 comparativ cu luna februarie 2022 au crescut cu 26,5% la produsele alimentare, la mărfurile nealimentare cu puțin peste 16%, la tarifele pentru serviciile prestate populației s-au majorat cu 40%. În urmă cu 31 de ani, localitatea Coșnița s-a transformat într-unul dintre cele mai sângeroase fronturi de luptă din războiul moldorus. Zeci de veterani, foști polițiști și voluntari din satul Coșnița au participat la un miting de comemorare a combatanților căzuți pe câmpul de luptă în războiul ruso-moldovenesc de la Nistru din 1992. Veteranii și sătenii au ținut un minut de reculegere și au depus flori în memoria eroilor căzuți în lupta pentru apărarea localităților și a integrității tânărului stat abia format Republica Moldova. Între voluntarii care au mers la războiul de la Nistru a fost și Mihai Rotari, care în prezent este și președintele Asociației Mișcarea Combatanților ai Conflictului pentru Integritatea Republicii Moldova din 1992, platoul Coșnița. Își amintește că s-a vărsat mult sânge și acum este de datoria tuturor să nu uite și să povestească tinerii generații despre drama care a lăsat o rană pe pământul Republicii Moldova. Mii de polițiști, veterani, militari întorși în țară s-au ridicat în apărarea patriei. Cu sus și modestie. Efectiv, puțin pregătit pentru război, acești bravi bărbați a neaului au dus lupte crâncene cu forțele separatiste anticonstituționale susținute direct de Armata 14 a Federației Rusie. Nu dorim repetarea calvarului din 1992. Nu dorim ca cineva să ne dicteze cine suntem, de unde venim și în ce limbă vorbim. În prima linie pentru apărarea integrității Republicii Moldova s-a aflat și actualul deputat Boris Marcoci. Veteranul a declarat că politicienii trebuie să facă tot posibilul pentru ca scenariul din 1992 să nu se mai repete. Eu, fiind ca militar în batalion, am fost printre primii care am stat la prima poziție de la Dubăsari. Desigur, i-am pierdut și acolo, pe prima poziție, pe mulți de ai noștri. Noi, niciodată veteranii, nu putem să uităm cei bravi veterani ai neamului pământului moldovnesc. Potrivit autorităților, sacrificiul veteranilor de război nu va fi dat uitării. N-am fost pregătiți să facem față unei presiuni atât de mari. Și totuși, datorită eroismului dumneavoastră, a veteranilor care sunteți aici, a colegilor dumneavoastră, care poate nu mai sunt în viață azi, Republica Moldova a rezistat. Nu este adevărat că am pierdut războiul de pe Nistru în 1992. În acel război din 1992 ne-am călit și ne-am câștigat, ne-am recâștigat independența. Pentru patriotism și devotament, veteranii de război au fost decorați de Ministerul Afacerilor Interne. Se conferă distincția Ministrului Afacerilor Interne, insigna Vulturul de Aur, domnului Gațcan Pavel Petru. Acum 31 de ani, în satul Coșnița, localitate situată în zona de securitate, au avut loc cele mai sângeroase lupte din timpul războiului pentru independență și integritatea țării. Peste 40 de persoane au murit, iar alte câteva zeci au fost rănite. Începând cu luna aprilie, va fi pus în circulație un nou model de pașaport. Un proiect în acest sens a fost aprobat de guvern. Noul pașaport conține 34 de pagini, se distinge prin 45 de elemente performante de securitate și vine cu o serie de noutăți ce țin de materialele de confecționare, de tehnologia de personalizare și tipologia elementelor de securitate. Principalul element novatoriu care îl va deține nou pașaport va fi migrarea către pagina de date de tip policarbonat.
Vreau să menționez că acest element de securitate esențial este considerat cel de ultimă generație și acceptat în majoritatea țărilor Uniunii Europene. El poartă și o încărcătură simbolică a unei promisiuni făcute de această guvernare să elimine schemele de la pașapoarte atât de bine cunoscute de public. Noi nu vom emite doar un nou pașaport, dar noi o vom face inclusiv pe un sistem complet nou de personalizare a acestor acte, dar și a actelor de identitate. Modelul nou de pașaport urmează să fie pus în circulație pe măsura epuizării stocului de blanchete de pașapoarte, dar numai târziu de 30 aprilie curent. Prețul pentru noul pașaport rămâne neschimbat, astfel la un termen de 20 de zile lucrătoare, tariful pentru acesta constituie 650 de lei. Primăria Municipiului Chișinău a inițiat o anchetă internă privind alimentația de la Spitalul Clinic Municipal numărul 1, Gheorghe Paladi. Asta după ce recent o tânără a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii și un mesaj în care critică felul în care sunt hrăniți pacienții. Potrivit edilului capitalei, în penitenciare se alocă mai mulți bani pentru mâncare decât în spitale. Au pornit un scandal cu mâncare de la Spitalul numărul 1. Deci, doamna Paltișoc sau Cinzeac, cum îi spune la minister, peste 3 luni de zile s-a gândit că, uite, trebuie să reacționeze la o situație cu mâncarea de acolo. Așa lumea a înțeles că, de fapt, banii alocați pentru mâncare sunt de la guvern. Nu odată am atenționat că în penitenciare se alocă mai mulți bani pentru alimentație decât în maternitate. În spitalul numărul 1, investiția primăriei Chișinău în ultimii 3 ani de zile este peste 20 de milioane de lei. Pe ultimul caz, Direcția Sănătate a pornit o anchetă internă. Direcția Generală a instituit comisia care la momentul de față este în proces de verificări, respectiv cu anumite rezultate vom veni după data de 16. Cel puțin comisia va realiza măsurile de verificare până la data de 16, inclusiv cu raport întocmit și cu acțiuni mediatizate. Recent, o femeie a publicat o imagine și un mesaj despre mâncarea oferită de Spitalul Clinic Municipal numărul 1 Gheorghe Paladi din Chișinău. Aceasta a spus că se gătește atât de prost din produse atât de rele, încât femeile deseori preferă să rămână flămânde. Ulterior, într-o reacție la declarațiile femeii, ministra Sănătății a cerut implicarea primarului Capitalei. Instituția este subordonată orașului, a menționat Nemerenco. De altă parte, Boris Gâlca, șeful Direcției Asistență Medicală și Socială din Chișinău, sub ordinea căreia se află maternitatea, a declarat că alimentarea pacienților în spitale se face direct de Compania Națională de Asigurări în Medicină, instituție aflată în subordinea guvernului. Persoanele care se asigură în mod individual mai au la dispoziție jumătate de lună pentru a achita cu facilități prima de asigurare obligatorie de asistență medicală. Șeful Companiei Naționale de Asigurări în Medicină face apel către toți cetățenii să-și asigure sănătatea la preț redus până la 31 martie. După data de 31 martie, valoarea integrală a primei de asigurare medicală este de 12.636 de lei. Potrivit legii, până la data de 31 martie, cetățenii care sunt obligați să achite prima de asigurare în sumă fixă achită de la 1014 lei până la 4056 de lei, în funcție de categoria din care fac parte. 1014 lei plătesc proprietarii de terenuri cu destinație agricolă, 1622 de lei persoanele fizice care desfășoară activități independente în domeniul comerțului cu amănuntul, 2028 de lei fondatorii de întreprindere individuală, deținătorii de patente, arendași și datorii persoanele fizice care desfășoară activități în domeniul achizițiilor de produse, 4056 de lei cei neangajați care exercită profesia de mediator, notar, avocat, executor judecătoresc, expert judiciar. Șeful CNAM îndeamnă cetățenii să se grăbească și să beneficieze de reduceri la plata asigurării medicale. Pentru cei care sunt salariați, care sunt aproximativ o treime din toate persoanele asigurate, peste 800 de mii de oameni, deci pentru ei nu se schimbă absolut nimic, continuă activitatea așa cum a continuat-o. La fel nu se schimbă nimic nici pentru cei asigurați de guvern, care sunt ceilalți două treimi, aproximativ 1.600.000 de oameni. Se schimbă doar pentru cei care anterior și acum nu își asigură sănătatea, înainte de timp.
Potrivit legii, după data de 31 martie, cetățenii care nu se vor asigura în mod individual în termenul stabilit de legislație vor plăti prima de asigurare în mărime integrală, 12.636 de lei, cu penalitate de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, iar statutul de asigurat va fi acordat după 7 zile din momentul achitării. Absolută majoritatea celor care achită după 31 martie achită doar când numeresc pe patul de spital. Și tot ei se revoltă că achită mult. Da, dar ar fi corect și ar fi echitabil față de ceilalți participanți la sistemul de asigurări să se asigure din timp. Asigurarea presupune asigurarea unui risc, nu unui fapt care deja s-a produs. Deci vine de ce toată lumea să fie plătitoare. Toată lumea să participe atunci când este sănătoasă, ca cel care va fi bolnav și va avea nevoie de asistență medicală să o poată accesa. Statutul de persoană asigurată în mod individual este acordat de CNAM după achitarea integrală a asigurării medicale și este valabil până la 31 decembrie 2023. Unul din 5 moldoveni dorește să plece din Republica Moldova, potrivit celui mai recent sondaj publicat de compania IMAS. Aproximativ 66% dintre cetățenii care părăsesc țara au invocat sărăcia și nivelul scăzut de trai ca fiind principalul motiv, în timp ce 14% nu văd niciun viitor în Moldova. Vocea Basarabiei a întrebat trecătorii de pe străzile din capitală cum văd Republica Moldova peste 5 ani. Iată ce ne-au spus. Pe loc, nu o să fugă nicăieri, dar așa că hai să ne vedem de lucru, care poate lucra, pentru că e cel mai mare dar al omului, cel mai mare talent e să nu-și pună niciodată problema ce să fac, are de făcut, e implicat. E bine ca să ne venim în fire. Timpurile sunt neașezate, vorba cronicarilor, în toate timpurile poți să găsești și partea aceasta neașezată. Dar e vorba de îndemnul lui Aristotel. Toate reperile sunt în noi. Din afară ne vin suplimentar ceva. Să ne clarificăm fiecare constituția lui și să vedem ce putem oferi pentru remediere. Pentru că, iată, am ajuns la semănat, semănatul de primăvară, semănăturile au nevoie de înțelegere, că pe urmă dacă nu avem grijă de semănături, nu ne cheltuim cu combinele, cu recoltatul. Așa o văd peste 5 ani Republica Moldova. Nu cred că peste 5 ani mulți se vor schimba, dar sperăm tineretul să rămână acasă, să facă, să schimbe ceva în țară. Situația acum, momental, destul de stabilă și este, nu știu, foarte, ca să ne gândim pe viitor, pentru că la moment nimeni din noi nu are o informație, nimeni nu are informații stabilă. Avem așa o informație superficială. De la ce fel de informații te referi? Ceea ce ține și actuala guvernare. Zavise de того, що будем ли мы вовлечены в какие-то конфликты или что-то такое. Если нет, то да, будем. Надеюсь, що будем процветать. А так, если мы будем втягиваться в разные конфликты, такие сомнительные, то нет. Больше всего не политическая элита будет страдать, а мы обычные люди. Depinde de conducere, да, depinde în general de populație, de mentalitate. Eu cred că mai rău. Trebuie schimbat președintele. Și pentru că crește o generație nouă și ar trebui să fie mult mai bine, dar de cum vizorul meu nu ne așteaptă bine. Ar dori să fie mai bine cu Moldova la noi acasă. Процветающей страной с огромным потенциалом, я считаю, свободной. Все будет отлично. Republica Moldova se dezvoltă cu încet, eu asta chiar observ, știți? Și eu văd că, așa îmi dau seama că peste vreo 5 ani se construiesc case noi, populație mult apare, casele sunt mult mai frumoase. Și cred că în viitor o să vină mulți oameni de peste hotare înapoi în Moldova, pentru că și prețurile sunt accesibile, sunt ieftine în comparație ca peste hotare. Casele sunt frumoase, natura e frumoasă, ai unde te duci. Așa că Moldova, da, nu degradează, e dezvoltă. La sondajul realizat de IMAS au participat 1100 de persoane cu vârsta de peste 18 ani din 94 de localități din Republica Moldova.
Jurnalista Valentina Ursu continuă discuțiile la firul ierbii, de această dată a ajuns în raionul Edineț și a discutat cu interlocutorii săi despre dezbinarea din societate, despre cum sunt ademeniți unii cetățeni să participe la protestele opoziției, dar și despre viitorul Republicii Moldova. Economia Republicii Moldova trebuie să crească, dar în condițiile de astăzi, când nu există stabilitate, acest lucru e greu de realizat. Destabilizarea situației, așa cum vor politicienii care duc oamenii la proteste, nu va aduce nimic bun, a menționat Constantin Cojocaru, primarul municipiului Edineț. Dacă e vorba de provocările cu toate mitingurile care astăzi sunt în Republica Moldova, mi se pare că trebuie să-și facă datorie pe potrivă toate organele de forță, întrucât conștientizăm că majoritatea dintre ele au în spate niște interese și niște interese foarte meschine. Conștientizăm că oamenii care pleacă din teritoriul la Chișinău sunt oameni plătiți, iar cei care sunt plătiți deja nu fac meeting de dragul faptului că ceva nu este mulțumit, ci de dragul că este plătit. Și aici organele de forță trebuie să-și facă datorie potrivă. Eu consider că ceea ce este la momentul actual trebuie pur și simplu la nivel local pus pe roate poliția locală, pus pe roate structurile de forță la nivel de local, să vadă de unde vin oamenii, cine îi adună și să mergem înainte. Valentina Ghețu e pensionară, dar nu stă cu mâinile în sân. Muncește la pământ și prețuiește orice ban câștigat. Șor e fugit din țară de 3 ani. Unde muncește, cine îl plătește? De unde are sume enorme să le dea oamenilor pe care îi aduce la proteste? Sunt întrebări la care caută răspuns pensionara din Edineț. La noi în Republică undeva 40% susțin războiul din Ucraina, susțin Partidul Comuniștilor și Socialiștilor. Eu socot că așa deputați în Parlament cum avem noi de la comuniști și socialiști, sunt foarte mărginiți, din calea afară mărginiți. Chiar să știi tu în Parlament și să nu vezi câte lucruri îți fac și câte, doar tot în comisiile astea toate participă și să nu vezi cum se fac și să ieși la televiziune și să ieși la tribună și să spui minciuni, asta sunt numai provocători și mincinoși. Îmblă la proteste acei care nu vor să lucreze, care s-au deprins numai să le deie și mă uit că ei atrag și tineri care învață că să nu lucreze, învață că așa au fost pe vremea sovietică, s-au dat, s-au făcut, nu. Și pe vremea sovietică cine a vrut să muncească, o a avut. Noi vrem o Moldovă prosperă, un stat european, să trăim în pace și libertate, fără ură, fără dușmănie. Dar vom reuși doar dacă vom fi uniți, afirmă Ludmila Magu, primarul orașului Cupcini, raionul Edineț. E o dezbinare foarte mare, chiar și localitatea noastră. În primul rând, după partide, nu e bine ce se face, nu e bine deloc, deoarece cine e cu partidul este o ură foarte mare, că dacă ești cu partidul cel, înseamnă că ai ură și cu mătru și pe frate și pe soră, că e de la alt partid. Nu știu, aș crede că ar trebui să fie o unire între localități, mai ales. La noi e foarte specific. Eu am mers candidat independent numai datorită faptului fiind că este dezbinarea aceasta atât de mare și am vrut cât de cât să-i atrag, să-i unesc, să fie toți împreună. Deoarece nu are importanță, de ce credință, de ce naționalitate, de la ce partid vine. Sunt terminat alegerile, trebuie să ne felicităm unul pe altul și să mergem mai departe, doar lucrăm toți, muncim toți în direcția spre binele cetățeanului. Numele lui este arhicunoscut în Republica Moldova, iar lucrările sale au ajuns chiar și peste ocean. Vorbim despre Zaharia Triboi, cel care de mai bine de 30 de ani dă contur lutului. În 1986, Zaharia Triboi a deprins meseria lucrând la fabrica de ceramică din Ungheni. Apoi a deschis propriul atelier în satul Ciorești, din raionul Nisporeni. După 3 decenii, meșterul îmbină tradițiile vechi de olărit cu tendințele noi și nu ezită să experimenteze. Am vrut să-l descoperim altfel, așa că l-am provocat să stăm la poveștile de la gura atelierului Zaharia Triboi. Asta e pâinea noastră. Ce de toate zilele ne străduim să nu pierdem timpul degeaba. Zaharia Triboi vine dintr-o familie de oameni inteligenți, părinții căruia au crescut 7 copii. În familia sa, tradițiile au stat mereu în capul mesei. Sunt un țăran obișnuit care, anume prin farmecul acestei meserii,
am ajuns să văd lumea cu alți ochi, să o înțeleg altfel. Și mă bucur că Dumnezeu mi-a dat darul ăsta și mi-am petrecut aproape, să zic, că viața anume legat de lut. Deși spune că și-a petrecut mai mult din jumătate de viață lucrând la roată, modelând ceramica neagră arsă în cuptorul cu lemne, Olarul povestește că și acum continuă să facă descoperiri despre argila neagră. Meșterul popular spune că boțul de lut pentru ceramica neagră este dintr-o argilă cu o componență deosebită, prin faptul că este mai grasă și conține mai mult aluminiu, aramă, fier și seleniu. Acum chiar am făcut o descoperire. Lutul este și un leac. Scoate din organism rămășițele unor medicamente care lasă acolo niște au doar și negative. Lasă, te lecuiești de una, dar rămâi cu alta. Lutul negru mai este numit și îngerul pământului pentru că... Mă gândeam că e normal că când te-ai sculat de la roată, rana așa trebuie scoacă, să ai complicații. Ba, dimpotrivă, dacă stai o 3-4 ore la roată, el se cicatrizează, în două zile dispare nici noi, fără medicamente. Boțul mestecat se pune pe roată, după care ia forma unui cilindru. După acesta se modelează orice vas, farfurie, tocitoare, burlui și altele. Ulterior se pune la uscat, iar apoi se decorează și se pune la ardere. Olarul spune că ceramica neagră este una deosebită. Ea mai păstrează acea haină veche care a dat-o străbunii noștri, ornamentul tipic pentru ceramica neagră. Și anume prin asta ea devine și mai atrăgătoare. Lucrările confecționate de Zaharia Triboi costă între 25 și 2000 de lei. La 22 iulie 1995, deputații din Parlament au aprobat 5 strofe ale poeziei Limba noastră, drept imn național și oficial al Republicii Moldova. Versurile sunt scrise de Alexei Mateevici. Unii oameni se arată a fi buni la intonare și chiar fredonare puțin, dar mulți moldoveni nici astăzi nu știu care este denumirea acestuia, cu toate că de aproape 3 decenii imnul răsună la fiecare sărbătoare națională. Majoritatea cetățenilor cu care am discutat cunosc foarte bine prima strofă a imnului Limba noastră, însă începând de la cea de-a treia strofă, multora le este mai greu să continue. Alții, din contra, nu cunosc denumirea imnului de stat decât doar atunci când sunt ajutați. Imnul? Da. Pe piatra poetul Mateevici sau cine? Da, au mai fost imnuri, cunoașteți? Nu prea. Честно сказать, понятия не имею. Вы не знаете имн? Не знаю. Нет. Имно? Ștefan cel Mare, ceva legat. Имно. Да, părere de rău, am uitat. Limba noastră este. Vă aduceți aminte, poate, o strofă? Limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, în șerai de piatră rară, pe moșie reversată. Alu Mateevici. Din Mateevici, stai cum? Vezi că nu ne aduci aminte? Nu vă aduceți aminte, limba noastră este. Limba noastră din Mateevici. Da, știți o strofă? Limba noastră e o comoară în adâncuri înfundată, pe șerac de piatră rară. Mi-aduc aminte imediat. Imnul nu-l cunoașteți, da? Da? Îl cunosc, cum nu-l cunosc? Spuneți-l. Stați o leacă. Alți oameni cred că imnul țării noastre este cel mai frumos. Unii dintre ei au ținut să ne fredoneze puțin sau să ne spună câte o strofă.
Limba noastră. Care este autorul? Mutievici. Da, este primul imn al Republicii Moldova sau mai fost? Ei, au fost pe timpul Uniunii Sovietice. Da, aici este ea noastră. În adâncuri înfundată un șerac de piatră rară pe moșie revărsată. Limba noastră e foc ce arde. Fără veste s-a trezit din somn de moarte ca veteazul de poveste. Imn? Da. Oinia. Не знаете? Yeah. Limba noastră. Я по лимбе не говорю. Вообще. Ну, кунаштеть. Câteva strofe din imn. Ой, eu îl țin minte alu Aiește, dar alu Moldovenesc am uitat. Prima strofă. Îmi dați o pildă măcar. Limba noastră e o comoară. Limba noastră e o comoară. Sincer, nu știu. În adâncuri înfundată. Am uitat. Este limba noastră. Ce aveți în vedere? Imnul Republicii Moldova este limba noastră. Limba noastră e comoară. Știți care este autorul imnului? Grigore Vieru. Alexei Mateievici. Alexei Mateievici. La 22 iulie 1995, deputații din Parlamentul Republicii Moldova au aprobat 5 strofe ale poeziei Limba noastră, drept imn național și oficial al Republicii Moldova. Muzica cântecului a fost compusă de Alexandru Cristea, iar aranjamentul realizat de Valentin Dângă, versuri de Alexei Mateievici. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat săptămâna. Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare, iar până atunci vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai reușit. Toate bune!